Sunteți unul dintre oamenii care poate că au privit de cele mai multe ori moartea în ochi, prin intervențiile pe care le-ați avut. Vă e frică de moarte? Nu, e un lucru inevitabil. Sper să vină cât mai târziu, dar să nu fie prea târziu în sensul în care să fii dependent de alții. Deci moartea trebuie să fie privită ca o chestie inevitabilă. Nu ai de ce să-ți fie frică de ea. Se întâmplă, asta este, nimeni nu scapă de ea. Dar nu trebuie să fie o obsesie sau ceva de care să-ți fie teamă sau la care să te gândești tot timpul. Tu trebuie să-ți faci treaba, să te duci mai departe. Când vine moartea, vine. Asta nu te anunță nimeni. Doar că vine.